este incendiul la secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Planul roșu a fost activat, iar focul se manifestă la secția de terapie intensivă. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum. În aceste momente, pacienții sunt evacuați. Colega mea, Mihaela Gădei, știe mai multe. Mihaela, ce se întâmplă în acest moment acolo? Important este de menționat faptul că președintele Consiliului Județean Constanța a precizat că, din câte știe, nu sunt victime, nu sunt pacienți răniți în acest moment în urma acestui incendiu care este acum, care se declanșează acum cu flacără deschisă, este desfășurat. Trebuie menționat faptul că spitalul este în subordinea primăriei. Vorbim despre o unitate medicală veche de 60-70 de ani. Nu au mai fost înregistrate până acum astfel de situații recente, însă putem doar să facem o comparație cu ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni la celelalte unități medicale din țară de terapie intensivă, când incendii au pornit după ce au cedat instalația din cauza tuburilor de oxigen. Ei bine, ISU a informat în urmă cu câteva momente că sunt mobilizate forțe suplimentare de la ISU Călăraș, de exemplu, sunt mobilizate alte 7 ambulanțe SMURD, o auto specială pentru transport victime multiple și de la ISU Ialomița se deplasează o ambulanță pentru transport victime multiple. Mai trebuie să menționăm că atunci când au izbucnit flăcările, pacienții au fost scoși pe geam, medicii au alergat cu buteliile de oxigen în brațe. Însă, așa cum am precizat, primele informații arată că pacienții sunt în stare bună. Au fost evacuați mulți dintre aceștia, mulți sunt în curtea spitalului. De asemenea, primele date arată că au fost observate mari degajări de fum, iar ulterior incendiul a izbucnit la o unitate la parterul acestei clădiri. Îți mulțumesc mult, Mihaela, și vorbesc acum în continuare cu Laura Buciu, editor al FNews. Laura, înțeleg că au sărit în ajutor și cei din județele învecinate, s-au mobilizat rapid? Da, de la ISU Călăraș au fost trimise în sprijin 7 ambulanțe SMURD și o auto specială pentru transport victime multiple, iar de la ISU Ialomița se deplasează o ambulanță SMURD și o auto specială pentru transport victime multiple. Se încearcă evacuarea tuturor pacienților internați în zona unde a luat foc, astfel încât să nu fie probleme cu niciunul dintre pacienții care erau internați la spital în momentul izbucnirii incendiului. Îți mulțumesc. Știm că nu este prima oară când trăim o astfel de zi, o zi în care de dimineață au pornit flăcările. Continui acum discuția cu Ioana Enache. Bună dimineața, Ioana, te ascult. Bună, Anca, într-adevăr ne aducem aminte de tragediile care s-au mai întâmplat din cauza unor incendii. Vorbim de tragedia de la Piatra Neamț, spre exemplu, pe 14 noiembrie 2020, unde 10 persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Incendiul acolo s-a manifestat cu flacără deschisă și degajare mare de fum și a fost activat de asemenea planul roșu de intervenție. Medicul de gardă de la ATI a suferit arsuri de gradul 2-3 pe circa 80% din suprafața corporală și știm că el a fost operat într-o clinică din Bruxelles și acum s-a întors în țară pentru acțiunea sa. De asemenea, OMSL a premiat pe medicul român. Știm și de incendiile care au mai avut loc, spre exemplu, pe 29 ianuarie la Institutul Matei Balș și din București și multe alte tragedii din acest lanț, să spunem, de tragedii cauzate în urma incendiilor din țara noastră. De asemenea, nu sunt foarte bine nici la capitolul 4 de ATI. Știm foarte bine că în capitală, de exemplu, la momentul actual nu mai avem niciun pat liber și, de asemenea, la nivelul țării mai aveam, conform datelor din buletinul COVID de ieri, doar 2. Să vedem acum ce se va întâmpla. Vestea cea bună de astăzi este că pacienții au reușit să iasă, au fost scoși pe geam, iar medicii le-au asigurat tot ce aveau nevoie imediat în ambulanțele în care aceștia au fost duși.
Mulțumesc, Ioana. Îți reamintesc că este un incendiu la secția de ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Planul roșu a fost activat, iar focul se manifestă la secția de terapie intensivă. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum. În aceste momente, pacienții sunt evacuați. Vezi chiar acum în imagini mai multe ce se întâmplă acolo. Revenim în curând cu mai multe informații.